În platoul drag de România mea, pregătirile sunt pe ultima sută de metri. Am profitat însă de o pauză și l-am surprins pe Paul Surgiu Fuego dincolo de scenă. Sunt foarte fericit pentru că am ajuns la sezonul 7, drag de România mea. Voi intra, de exemplu, într-o gală, drag de România mea, cu aceste opinci de la mama lor din țara Zarandului, pentru că l-am avut invitat săptămâna aceasta de când filmăm, pe Alexandru Popsărândean, care ne-a realizat aceste opinci chiar în studioul 3 al televiziunii publice. Când împăruți mândru, puneam flori. Prima gala sezonului cu numărul 7 a emisiunii Drag de România mea vă așteaptă cu exclusivități, invitați de marcă și voie bună. Mâine îi vom vedea pe Ionuț Ungureanu și trupa Provincialii, Diana Matei și Taraful Cleante, Alina Mavrodin și Adrian Enache, alături de fiica sa, Diana Enache. Actrița Carmen Tănase va vorbi despre viața ei, teatrul românesc și despre minunata actriță Olga Tudorache. A fost norocul vieții mele artistice, Olga Tudorache. A fost și a doua mea mamă. Printre invitații drag de România mea din această toamnă se numără personalități precum Maria Ciobanu, care va cânta live la cei 85 de ani ai săi, actorii Dan Puric și Marius Manole, dar și Cornel Palade și Romică Țociu, precum și iubiți artiști de folclor ai generației de aur sau ai noii generații. Drag de România mea s-a lansat în 2018 și în cele 6 sezoane de până acum a premiat peste 250 de oameni remarcabili. Urmăriți-ne, dragi prieteni, începând de duminică, pentru că începe sezonul 7, un sezon care se vrea mai bun, mai surprinzător și mai românesc.